la Blue Lagoon în Islanda. Vremea nu e chiar de partea noastră, dar apa va fi foarte caldă. Final, ne-am aplicat și noi o mască cu siliciu. Dar cel mai bun mod de a vizita insula este să închiriezi un minicamper în care puteți dormi. Aici este micuța noastră bucătărie în care ținem toate lucrurile și mâncarea se face afară. Breakfastul nostru din Islanda la 4 grade. Vă arătăm unde suntem, la campsite. Să vedem și ce condiții au. Dușul cald, toalete, mașină de spălat, chiuvete pentru spălat vasele, un cuvaie, și încă un mic. Nu-i rău deloc. E mașina noastră. Și micul dejun și ne vom îndrepta spre Geyser. După un breakfast bine meritat, avem și ceva dulce. Am plecat spre Roarfoss, cascada. Și apoi Geyser. Avem pe listă destul de multe. Ne îndreptăm spre Roarfoss, una dintre cele mai frumoase cascade din Islanda. Culoarea apei cristaline, bineînțeles. Suntem undeva la jumătatea drumului. Sunt cam 3 km jumătate. Ne apropiem de Roarfoss. O să revin curând cu câteva videouri din dronă. Asta este starea noastră, venind în drum spre Roarfoss. Gata, am ajuns la Geyser, suntem post-Bjorka. Am ajuns la Gullfoss. Aceasta este una dintre cele mai vizitate cascade din Islanda. Din păcate plouă foarte tare. Uitați aici cât de frumos e.
Aceasta este cascada del Jalanfos. Parcă ești pe altă planetă. Unde mergem? La piscină Sel Javerir. Cu apă la 40 de grade. Aici, cam peste tot, sunt cascade la fiecare pas. În dreapta și în stânga. Superb! Am ajuns la Sel Javalalung. Aici e piscina cu apă caldă. Uitați peisajul. E superb! Ziua 4, în drum spre Vartifos. Este acea cascadă de acolo. Practic am parcurs 2,7 km până aici, aproximativ 40-45 de minute. De la Skaftafell Camping ne îndreptăm spre laguna glacială Jocul Sarlon, unde vom vedea iceberguri în apă, doar câteva dintre ele, cele care au mai rămas. Și am ajuns la Jocul Sarlon. Aici sunt ghețare în apă, se topesc din cauza încălzirii globale. Uitați aici peste tot. Probabil acele valuri le aduc la mal. Uitați aici peste tot. We'll be right back.
puteți vedea, aceasta este ferma vikingilor. Foarte gros, deoarece este foarte rece afară și ne-am luat pelerine în Islanda. Plouă din 15-15 minute aproximativ. Avem undeva la o oră de mers pe jos până la acel canyon. O să vi arăt câteva clipe. Canyon. Am venit înspre cea mai puternică cascadă din Europa și anume Delfos. Priviți aici cât de tare curge. Fierbe tot, chiar și pe vulcan sus se vede cum ies abur. Da, uite, mini geyser.
împărțit pământul în două. Am mai găsit un hot spring pe drum. O să facem băiță